Dumnezeilor și Dumnezeu cred prin Duhul Sfânt că vrea să ne cerceteze. Nu știu dacă o să vă placă ce o să vă auziți, dar este o realitate, simt nevoia să spun lucrul acesta și vreau să spun cum nu am eu de obicei să spun că am primit, că am făcut. Dar cred că în seara aceasta este nevoie de lucrul acesta. Ascultați-mă, vă rog, cu atenție. Nu vă, nu vă spun de unde citesc, căutați voi acasă și poate găsiți. Dar acum, lăsați-vă de aceste lucruri. Două puncte. De mânie, de vrăjmășie, de răutate și de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea să, să vă iasă din gură. Nu vă mințiți unii pe alții. Ascultați, dacă stăm în adunare 18 ani sau 20 de ani, e posibil să fim legați de aceste lucruri. Exemple biblice este femeia aceea care spunea și spune Scriptura că era fiica lui Avram. Să fii fiica lui Avram și să fii fiul lui Avram în adunare de 18 ani și în acești 18 ani tu singur să alegi să minți, să știți că nu este exclus. Nu slujirea care o prestăm aici, nu venitul la adunare timp de 3 sau de 5 sau de 20 de ani, aceasta înseamnă că suntem gata ca să cucerim cerul lui Dumnezeu, să plecăm în cerul lui Dumnezeu. E posibil să rămânem aici pe pământ. De ce vorbesc lucrurile acestea și îmi permit să vorbesc lucrurile acestea? Pentru că văd că printre noi nu sunt copilași și cei mici. Și suntem cu toții la o etate în care putem deosebi binele de rău. Când cuvântul Domnului vorbește, dar acum lăsați-vă, este o invitație și nu este o obligație. Așa că dacă avem probleme, iubiți frați, iubite surori, iubiți tineri, dacă avem probleme cu mai ales ce am punctat eu aici, ne este pe gură vorbe rușinoase. Haideți din seara aceasta să nu mai le vorbim. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să nu credeți că este o joacă. Tineretul, venim aici că mergem la parc, ne distrăm, nu știu ce scamatorii fac ăștia prin adunare. Ascultați-mă, în seara aceasta poate să fie seara, ultima ta seară și ultima mea seară. Ascultam pe internet despre salam și despre vedete. Oamenii care au fost diagnosticați cu anumite boli și li s-a dat doar câteva zile de trai. Vedetele acestei lumi au spus așa: ce ne va ajuta toți banii care am strâns și toată reputația noastră? Zero. Dacă suntem în casa lui Dumnezeu, este că Duhul Sfânt ne-a îndemnat să fim aici, dar cu scopul să punem punct anumitor lucruri grele din viața noastră care îl întristează pe Domnul și apoi întristează și pe cei ce sunt în jurul nostru. Haideți să încercăm să nu mai mințim, haideți să încercăm să nu facem lucruri care nu sunt cuvincioase și haideți să încercăm noi care suntem mai mari, dacă ne confruntăm care cumva cu mânie, să-i spunem: te rog frumos, Domnul meu și Mântuitorul meu, eliberează-mă. Dăunează familiei tale care ești căsătorit, dăunează copiilor tăi și apoi vreau să vă spun că dăunează biserici. Dacă nu vom lua lucrurile în serios, vom face activități nu pe placul nimănui, vom face activități în casa Domnului sub influența Duhului Sfânt, dar vrem să mergem la lucruri serioase. Dacă spune cuvântul Domnului lucrul acesta, vrem să ne ținem de el. Lăsați-vă de mânie și de vrăjmășie, de răutate și de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură sau care deja unul dintre voi va ieși. Nu vă mințiți unii pe alții. Se pun bariere. Un tânăr sau o tânără sau un adolescent sau unul mai în vârstă, în momentul în care minte pe fratele lui și acela este descoperit că l-a mințit, se pune o barieră între voi. Și nu o să vă placă separeu. O să-și facă un alt grup și o să-mi fac un alt grup. Imaginați-vă că dacă noi ca slujitori aici toată ziua ne-am mințit unii pe alții, unde am fi ajuns? Vreau să iasă din mintea noastră, de subconștientul nostru, astfel de lucruri, că nu vom putea propăși. Nu putem intra nici în prezența Domnului, după cum se vede. Nu putem sta în prezența Domnului cu o atitudine de minciună, de clevetire, de răutate. De multe ori nu pot să-l văd pe ăla, nu pot să-l văd pe aia. M-a deranjat, m-a înțepat, m-a făcut. Haideți înainte să cerem ceva, să oferim ceva. Să nu fim ca niște oameni, să facă ăla, să facă ăla, știe Domnul că dacă face ea sau el, fac și eu. Este o pocăință care o chem că e aceea ieftină de la Chic. Am vrea să fim niște pocăiți autentici, niște copii al lui Dumnezeu și niște tineri care să creștem drept și curat. Nu spre binele bisericii, ci spre binele tinereții noastre, spre binele familiilor noastre, celor ce avem. Așa că aș vrea să intrăm în rugăciunea aceasta și să-i spunem: Doamne, te rugăm frumos să ne ierți, nu că am făcut-o. 100% am făcut-o. L-am mințit, Doamne. Am clevetit, Doamne. De multe ori am cârtit și am fost rău însuși cu viața mea. Te rog frumos în seara aceasta să mă ierți, te rog să mă eliberezi și să mă pui, Doamne, într-o stare de har. Voi puteți conștientiza că cu toții avem nevoie de Dumnezeu? Putem înțelege că fără de Dumnezeu nu putem face niciun pas pe pământul acesta?
putem să înțelegem că au rămas și sunt ultimele timpuri, ultimele vremuri în care nu știm când va veni, dar suntem foarte aproape de venirea Domnului? Putem să ne adunăm toate puterile și să ne purtăm aspru cu trupurile noastre luând lucrarea lui Dumnezeu și luând pocăința? 80, poate 90% dintre noi suntem botezați? Nu mai putem trăi ca înainte. Vrem să trăim curați ca pentru Dumnezeu. Apoi versetul 13 spune: îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Nu spune tu, stați liniștiți, trăiți cum vreți, că eu Domnul sunt bun și vă rezolv toate problemele. Arabela, abracadabra și totul s-a terminat. Nu! Trebuie să avem noi atitudine de iertare vis-a-vis de fratele nostru, vis-a-vis de sora noastră. Te rog să mă ierți dacă te-am mințit, ți-am provocat întristare, dacă ți-am mințit și m-ai descoperit, am pus un zid între tine și între mine. Dar în seara aceasta cred că este timpul să dărâmăm zidurile. Este timpul ca să rugăm frumos pe Dumnezeu să ne ajute să ridicăm toate barierele. Pentru că dacă nu, vom continua să fim exact ca femeia aceea gârbovă și Domnului nu-i place. Lui Dumnezeu îi place o echipă, să lucrăm în echipă. Lui Dumnezeu îi place niște oameni care să-L laude din toată inima. Dar nu poți și nu poți să-L laud, pentru că ceva mă apasă sau ceva m-a trântit jos. Și acelea cred că sunt aceste lucruri. Versetul 17 spune așa: și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului. Deci dacă ne comportăm frumos, înțelegem că noi suntem priviți de Dumnezeu. Noi facem totul ca pentru El. Dacă iubești pe cineva, dacă respecti pe cineva, aceasta dai dovadă că autentificarea Duhului Sfânt este în viața ta. Și Doamne, umple-ne pe toți cu Duhul Sfânt. Dacă cineva are probleme în latura asta, că îi sare vorbe rușinoase din gură, îi ies vorbe rușinoase din gură, are oportunitatea să spună: te rog frumos să mă ierți, Domnul meu, te rog să mă eliberezi și fă o juruință dacă poți. Eu îți promit că de astăzi voi încerca să nu mai vorbesc prostii, să nu mai vorbesc rușinos, să nu mai vorbesc porcos. Ascultați-mă, nu este de glumă cu astfel de lucruri. Te vei obișnui să vorbești așa și vei vorbi și voi vorbi așa. Doamne, ajută-mă să nu vorbesc, că nu vorbesc lucrurile acestea. Dar vă veți obișnui să vorbiți așa. Și vor trece ani. Și vor trece ani. Și cineva în viață vă va spune: la ce biserică mergeți? La Betel. Cum v-a învățat să vorbiți? Să vă drăcuiți, să vă blestemați, să vă înjurați, să vorbiți lucruri care nu sunt scriptice, când Scriptura care eu citesc spune: dacă are cineva de vorbit, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu? Nu mi-este frică că murdăriți imaginea Betelului, nu mi-este frică că murdăriți nici imaginea slujitorilor și mi-este teamă că veți intra în conflict direct cu Dumnezeu. Și acela nu este om, și acela este Dumnezeu sfânt și drept. Nu ține cont să știi că are și ai 16 ani sau 15 ani și Dumnezeu pe scaunul lui de domnie tremură și spune: vai ce bine mi-e dă ăsta care 16 ani, săracul habar nu are. Ascultați-mă, veți intra în conflict direct cu El. Și judecățile lui Dumnezeu sunt drepte. Dumnezeu nu judecă cu părtinire. Ăla e mai bun, ăla e mai slab, ăla e mai gras, las că ăsta merge, merge și așa. La Dumnezeu nu merge așa. Dacă erau copii de 3-4 ani, nu-mi permiteam să vorbesc lucrurile acestea. Dar pentru că suntem mulți dintre noi, peste 12 ani trecuți, 13 ani, haideți să începem să trăim o viață curată și sfântă. Pentru că din cuvintele noastre putem fi scoși afară și judecați, din cuvintele noastre putem avea parte de mântuire. Doamne, ajută-ne să nu vorbim decât ceea ce zidește, ceea ce este curat, așa păstrându-ne vasul curat, conștiința și cugetul curat. Tu vorbești astăzi și vorbești și vorbești și vorbești și vorbești și săptămâna viitoare ești mai jos și ești mai jos și ești mai jos. Vreau să închei spunându-l acesta și făcându-vă conștienți. Ori de câte ori facem ceva ce nu este de la Domnul, Dumnezeu își extrage din noi puterea care a pus-o. Încă o dată. Ori de câte ori întristăm pe fratele nostru sau vorbim porcos, murdar sau mințim, Dumnezeu în bunătatea și dragostea Lui, pentru că de aia se cheamă bun, își trage câte puțin din tine tot ceea ce a pus El. Astăzi își trage Domnul un pic, mâine își trage Domnul încă un pic și apoi încă un pic și e valabil pentru toți, numai pentru tine, și încă un pic și vedem pe oameni după o anumită perioadă, de 5 luni, 6 luni, un an, nu știu când, că sunt prăbușiți la pământ. Ce faci, frate? Cum ești? Știe Dumnezeu, nu mai pot. Ce să fac? Să mă rog pentru tine să te ridice Domnul? Ascultați-mă, nu este corect. Mă rog pentru tine ca să-ți dă Domnul putere și capacitatea să te recunoști, să-ți ceri iertare, să te zberești și să te pocăiești. Și punct.
Dacă propovăduim o evanghelie ieftină și o pocăință ieftină de la chic de 2 euro, mai bine ne luăm bagajul și mergem acasă. Nu vreau să mustru pe nimeni, dar vreau să fim o armată curată înaintea lui Dumnezeu. Vrem să fim niște oameni puternici, nu niște oameni care să stăm astăzi în picioare și lăudăm pe Domnul și spunem Dumnezeu este tăria mea și nu numai mult de peste luni sau de peste marți, suntem la pământ cu toții. Înseamnă că este o problemă în slujire și nu este o problemă la voi. De ce? Pentru că nu s-a spus și ea ce trebuia spus. Lăsați-vă de vorbele rușinoase. În biserică știu că nu-și permite nimeni. Dar a venit la urechea mea o păsărică și mi-a spus că fac pe afară, să fac pe afară lucruri ca acestea. Să fac în societatea în care trăiți, în casele în care trăiți. Nu am camere de luat vedere în casele nimănui. Dar simt să spun asta din partea Duhului Sfânt. Avem nevoie de o armată puternică care Dumnezeu este gata să o înarmeze, să ne echipeze pentru lumea de afară. Pentru valurile și problemele care vor veni peste pământul acesta. Nu vom sta în fața problemelor cu o atitudine murdară. Nu vom sta în fața problemelor cu o atitudine, cu o vorbire jegoasă, dacă îmi permite și îmi iertați expresia. Stăm în fața problemelor cu o atitudine de sfințenie, de echilibru, de umilință, de dedicare și pasiune de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Altfel, va fi foarte greu. Niciodată nimeni dintre noi să nu se ridice și să aibă această îndrăzneală să spună da, conducerea, da, frații, nu ne îngrijesc, nu au grijă de noi. Aveți toate oportunitățile și le avem să ne pocăim. Numai Doamne ajută-ne să ne pocăim. Avem o clădire, avem muzică, nu sunt boxe performante, nu sunt microfoane performante, dar vrem să rămânem oameni simpli și credincioși. Amin? Lăudați să fie Dumnezeu. Lăudați să fie Dumnezeu. Știu că am atins niște corzi care nu vă plac. Știu că am atins niște subiecte care nu trebuiau vorbit în seara aceasta, poate unii dintre voi spuneți, dar dacă nu le vom vorbi azi, nu le vom vorbi nici săptămâna viitoare și nici săptămâna ailantă. Haideți să mergem așa, că vorba aia. Hai în rai că este loc pentru toți. Dumnezeu nu bagă pe nimeni cu lopata în rai și Dumnezeu nu aruncă pe nimeni cu lopata în iad, dar Dumnezeu cere sfințenie, cere echilibru și cere dedicare și înfrânare de la tine și de la mine. Nu, că nu pot, că am 16 ani. Nu, chiar nu e scuzabil acest lucru. Dacă poți să-mi spui că ai 6 luni și mănânci cu biberon, ok, te cred. Dar după 4 ani, după 5 ani, deja copiii trebuie să aibă echilibru, da? Dumnezeu să fie lăudat. Lăsa